Suntem puși în fața crezului și astăzi, așa cum ați auzit, continuăm periplul nostru prin înțelegerea tuturor articolelor care au fost bine cântărite, alese cu mare grijă, astfel încât să definească cât mai ușor credința noastră încă din secolele 3, 4, 5 până în zilele noastre. Și astăzi mergem mai departe, după ce am bifat Trinitatea, Tatăl, Fiul, răscumpărarea, revenirea, Duhul Sfânt, și ne apropiem de biserică. Și înainte de asta, aș vrea să vă uh, spun și să vă introduc în subiect prin a vă relata un fel de a introduce cuvântul biserică într-o discuție. Uh, deseori călătoresc și de multe ori m-am trezit în fața faptului că nu știam cum să spun ce lucrez, astfel încât să nu se oprească dialogul meu cu persoana pe care tocmai am cunoscut-o, ci să stârnească interes. Așa că, deseori, uh, sunt întrebat și ce lucrez, cu ce te ocupi. Și mi-e foarte ușor să spun, lucrez pentru o multinațională. Și toată lumea începe să zâmbească, foarte curioasă, a, ești din Cluj, deci e logic, multinațională, Cluj, ești itist? Nu, 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 nu mă ocup cu IT-ul. Zice, dar în ce țări sunt, e prezentă multinațională asta? În toate țările, absolut toate, fără excepție. Și deja omul e foarte interesat. Și dacă cu ce vă ocupați? Cât de veche e multinațională asta? păi uite, cel puțin 2000 de ani, give or take, da? Uh, plus minus, uh, și ne ocupăm, în principiu, ne ocupăm cu alterarea comportamentului omului. Avem grijă de el de când se naște până în mormântare și organizăm chiar și în dacă e nevoie. Și deja omul e foarte curios, deja nu mai știe ce să spună și mă întreabă mai specific și cum se numește multinare. Sunt foarte curios. Biserica. Biserica. Da, biserica. Și în loc să opresc dialogul, tocmai am creat uh, premisele unor discuții. De ce? Pentru că biserica această multinațională se ocupă cu crearea de spitale, de creșe, de grădinițe, școli, locuri de închinare, câte și mai câte, inclusiv universități dintre cele mai bune din lume. Și avem, practic, premisele unei discuții foarte frumoase, cu potențial de evangelizare, zic eu. E bine, problema este că astăzi suntem prinși la mijloc între Biserica cu cel mai mare procent de încredere și Biserica cu cele mai răsunătoare acte de corupție. Și venim și ne uităm în crezul acest apostolic, pe care unul dintre noi l-a memorat, alții n-au reușit încă, și trebuie să afirmăm și eu cred într-una, deci unitate, sfântă, sobornicească și apostolească. Biserică. Pe lângă faptul că ne este greu să rostim cuvintele astea, fiindcă nu suntem familiari cu ele, nici nu știm neapărat ce înseamnă fiecare dintre ele. Și înainte să mergem și să traducem, să înțelegem ce spune fiecare dintre ele, v-aș invita să facem patru observații, pentru că sunt observații care uh, funcționează ca niște premise pentru înțelegerea ceea ce urmează. Și, în primul rând, gândiți-vă că această afirmație cred într-una biserică, și ne uităm mai ales la acest articol, este scrisă înainte de Marea Schismă. Deci, practic, părinții bisericii au stat toți în jurul aceleiași mese și n-au avut necesitatea să pună la oaltă divizarea bisericii specifice ai secolului 21 cu scriptura care spune că biserica este una. Deci ei scriu crezul acesta având în vedere situația de atunci, dar nu se uită la situația de atunci, și se uită la scriptură când scriu ceea ce scriu. O să facem și noi asta. În al doilea rând, ce face această afirmație diferită de toate celelalte afirmații ale crezului? Gândiți-vă dacă stau părinții bisericii, sublinez bisericii, și vorbesc despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, răscumpărare, botez, revenire, când scriu despre biserică, ei practic vorbesc despre sine. Deci, când relatează ceea ce relatează, se uită și la ei în momentul în care spun lucrul acesta. Apoi, al treilea lucru. Gândiți-vă că aproape orice biserică, denominație și organizație non-profit creștină își expune crezul apostolic ca fiind ceea ce ei cred. Și aici nu se referă doar la organizațiile baptiste, nu se referă doar la organizațiile pentecostale, ci toate organizațiile din toată lumea care spun că sunt creștine. Asta spune multe lucruri. Și în al patrulea rând, gândiți-vă că Scriptura definește Biserica și nu Biserica definește Scriptura. Așadar, ceea ce părinții Bisericii au scris, n-au scris uitându-se la Biserică, ci au scris uitându-se la Scriptură. De aceea, ca să înțelegem Crezul Apostolic, noi nu trebuie să ne uităm la Biserică, pentru că s-ar putea să fim dezamăgiți de ce vedem, ci trebuie să ne uităm în Scriptură ca să înțelegem ceea ce vedem. Așadar. Aș vrea să mergem mai departe și să vedem ce înseamnă una sfântă sobornicească și apostolească sau una sfântă catolică și apostolică, ca să fim un pic în secolul nostru. Una afirmă unitatea Bisericii, sfântă afirmă distinctivitatea Bisericii, catolică afirmă universalitatea Bisericii, iar apostolică afirmă autenticitatea Bisericii. Și o să desfacem fiecare cuvânt ca să înțelegem pas cu pas ce înseamnă asta. Revenim la faptul că Scriptura definește Biserica, nu invers. Așadar, hai să vedem de unde vine una. Cred într-una, cred în o biserică, nu mai multe biserici. Acum, noi știm că Pavel a fost baptist și era ușor să scrie chestia asta, și toți ucenicii, însă ce facem dacă nu suntem baptiști? Da? Hai să vedem ce spune Scriptura, de fapt. Ioan 17 cu 21 spune în felul următor. Rugăciunea Domnului Iisus, atenție, este una dintre rugăciunile rostite de Domnul Iisus care spune așa, mă rog ca toți să fie una. Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu mai ai trimis. Observați miza. Eu le-am dat slava pe care tu mi-ai arătat-o, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit, atenție, una, ca să, se cunoască, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Dacă ne uităm la aceast, acest text și ne gândim că este rugăciunea Domnului Isus și ne uităm la cum arată Biserica în secolul 21 s-ar putea să ne pripim, să tragem în concluzia că această rugăciune încă n-a fost ascultată. Dar s-ar putea să nu ne uităm bine. Hai să mergem mai departe. Gândiți-vă că Pavel vorbește și el despre asta și în Efeseni 4 de la versetul 1 spune așa Vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și atenție și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. De ce? Pentru că este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn? O singură credință? Un singur botez? Și este un singur Dumnezeu și Tată a tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Ce concluzii tragem când ne uităm la ce spune Isus, când ne uităm la ce spune Pavel și ne uităm la cum arată Biserica și fragmentarea ei din ziua de astăzi? Oare ne uităm unde trebuie? Oare folosim lentilele potrivite? Oare citim bine Scriptura? Dar oare cei care merg la alte biserici de altă factură citesc aceeași scriptură? În primul rând, aș vrea să punctez un lucru, și anume problema divizării Bisericii. Dacă Biserica este una, de ce există așa de multe denominații? Atenție, nu așa de multe religii, ci așa de multe denominații. De ce există atât de multe fracțiuni ale Bisericii? Și, ca răspuns, am găsit doi teologi care aduc lumină asupra acestei întrebări. Însă, înainte, aș vrea să vă gândiți, prin prisma unei ilustrații, la ce înseamnă divizarea și cum am ajuns aici. Se spune că un tip ajunge să fie naufragiat, ajunge singur pe o insulă pustie și după vreo 10 ani de zile, în sfârșit trece un, uh, o navă pe lângă acolo, un, un vapor, și îl observă, observă fumul și se apropie de insulă și îl văd că face semne disperate să fie salvat. Ajung pe insulă și întreabă, de cât timp ești aici? De 10 ani de zile stau singur aici, în sfârșit m-a salvat. Și când se uită mai atent, își dau seama că omul construise deja trei clădiri, și văd că una dintre ele este mai micuță și două mai mari și au și cruce pe ele. Și întreabă, dar ce e prima clădire? Pe păi aia e casa în care am trăit 10 ani de zile. Eu mi-am construit cu mâinile mele. Și ce alte două? Ce, pe păi, alte două sunt bisericile. Două? De ce două? Păi una la care merg și una la care obișnuiam să merg. Cam așa suntem noi. Pentru că ne alegem locurile în care mergem după diferite criterii. Și asta explică fragmentarea ei într-o oarecare măsură. Ei bine, hai să vedem ce spune Bruce Shelley. Bruce Shelley este un teolog care vorbește despre prezența tuturor denominații. Și el spune așa, denominațiile au fost create tocmai pentru a face unitatea bisericii posibilă. Denominațiile ne oferă posibilitatea de a avea unitate organizațională sau instituțională acolo unde avem un acord de plin și ne oferă șansa de a avea unitate spirituală cu alte denominații. Pentru că nu trebuie să luptăm cu ele până suntem într-un totul de acord și putem accepta dezacordurile pe chestiuni secundare. De-aia avem denominații. Ca cei care credem exact la fel în toate lucrurile să fim în aceeași denominație. Și acolo unde ne despărțim pe anumite chestiuni secundare, să putem să ne despărțim și totuși să fim într-o unitate. Martin Lloyd-Jones, un predicator britanic, secolul trecut, spune așa o ce coaliție de diferite organizații, adică forțarea unității mai multor biserici sau denominații, n-are nimic de a face cu unitatea. Ba chiar ar putea fi un pericol. Unitatea despre care vorbește Domnul nostru este unitatea spirituală în Duhul. E unitatea Duhului bazată puternic însă pe adevăr. Ce ne spune Biblia? Pentru că Biblia vorbește despre limitele unității. Până unde? În primul rând, Biblia ne spune că nu noi creăm această unitate. Ea deja există. Pavel ne-a arătat-o, Iisus a rugat pentru ea. Ea deja există. în al doilea rând, noi trebuie să o promovăm și să o păstrăm, acea unitate pe care o avem. Însă unitatea, între al treilea rând, nu este una instituțională. Dacă catolicii se mândresc că sunt într-o unitate instituțională prin prisma unui singur papă, ortodoxii nu pot să facă același lucru. Fiecare biserică ortodoxă națională este de sine stătătoare și autonomă. Apoi nu mergem mai încolo că nu terminăm astăzi. Pentru că unitatea, unitatea este definită de Duhul prin aceeași voință, dragoste și scop pentru care existăm ca biserică. Și atunci, care sunt limitele acestei unități? Ce ne unește? Ce ne face creștini membri în, aceeași, membri în același trup, nu aceeași instituție legală numită Biserica Baptistă numărul X? Hai să ne întoarcem în la Scriptură. Este un singur domn? O singură credință? Un singur botez? Aceste trei lucruri nu pot fi negociate. Însă există un pas mai încolo pe care îl face Pavel. Și aș vrea să mergem înspre pasul acela ca să vedem care sunt limitele unității. Pentru că nu uite să spunem un domn, o credință, un botez, fiindcă urmează să discutăm ce înseamnă un domn. La ce se referă? Dar ce înseamnă o credință? mai apoi ce înseamnă botez. Cum se face la? Când ești mic, când ești adult? Prin scufundare, prin stropire? Nu e așa? Deja am găsit câteva fracțiuni ale bisericii doar începând să înțelegem botezul. Așa că hai să vedem ce spune Pavel. 1 Corinteni 15, de la primul verset. Eu vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Observați, mântuirea este ceea ce te face creștin, da? Ai mântuirea. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Și anume, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, în primul rând că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa pe celor 12. Și o să spuneți, mai dar predica despre înviere au trecut. Dar nu e vorba despre înviere aici, ci vorba despre elementele esențiale ale Evangheliei pe care Pavel a promovat-o, o propovăduit-o. Și anume, învățătura biblică despre viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Asta te face, este unul dintre elementele care te face să fii creștin, membru în această unitate a Duhului, a Bisericii, vizibile și invizibile. Într-al doilea rând, despre ce vorbește aici? Hristos a murit pentru păcatele noastre, vorbește despre păcat. Deci trebuie să, să credem în existența și gravitatea păcatului. Apoi trebuie să credem în păcatul acesta care este prezent și să credem că plata păcatului este moartea, fiindcă de aia trebuie să moară Hristos pentru ca să bătească plata pentru păcatul respectiv. Într-al patrulea rând, credința în Dumnezeu are implicații profunde în felul în care suntem afectați de păcat, dar și de iertarea păcatului prin jertfa lui Dumnezeu, lui Hristos. Și într-al cincilea rând, învierea și prin extrapolare celalte minuni sunt esențiale credinței creștine. Deci astea sunt limitele. Nu vorbește nimic despre cum să cântăm. Cor bărbătesc, cor mixt de fete sau trupă de închinare. Nu vorbește despre cum să ne îmbrăcăm. Astea sunt la alte categorii. Esența Evangheliei este dată de Evanghelie. Și Scriptura ne arată foarte clar. Dar vine o întrebare dificilă. Și întrebarea dificilă este ce facem cu cei care se numesc creștini, dar predică o altă Evanghelie? Scriptura răspunde la întrebarea asta, Galateni 1 cu 6. Mă mir că treceți așa de repede la cel ce v chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie, spune Pavel. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și voi să răstoarnă Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine, observați ce spune Pavel, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Și care e Evanghelia pe care am primit-o? aceea că Hristos a murit și a înviat pentru păcatele noastre. Asta e esența Evangheliei. Iuda folosește exact același notă și spune să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților dată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta. Oameni nevladioși. care schimbă în desfrânare Harului Domnului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Și asta merge, ne, ne împinge la un pas mai departe. Și anume, nu doar că trebuie să ne uităm la ce înseamnă divizarea, nu doar că trebuie să ne uităm la limitele unității, ci trebuie să ne uităm la cum menținem unitatea. Însă, observați că unitatea este secundară importanței Evangheliei. Ne luptăm pentru păstrarea Evangheliei curate și apoi pentru unitatea cu orice preț. Nu invers. Biserica este unită, unitatea este în duh, bazată pe adevăr, iar acest adevăr trebuie cunoscut, păstrat și păzit. Și vreau să subliniez un lucru, și anume, dezbinarea nu este între baptiști și pentecostali, nu este între ortodoxi și catolici, nu este între creștini după Evanghelie și luterani, sau pune ce vreți dumneavoastră acolo, ci dezbinarea este între cei ce se închină adevăratului lui Dumnezeu, crezând întru totul Evanghelia, ca fiind revelația lui și ceilalți. Aici trebuie să ne despărțim. Care sunt implicațiile pentru noi? Cu ce plecăm de aici? Am înțeles că biserica este deja unită și că tot ceea ce vedem ca și fracțiuni nu arată că este dezbinată neapărat. Și atunci, care sunt implicațiile? Păi, în primul rând, implicația ar trebui să fie cum ne purtăm unii cu alții. Cum mă port eu, cel care mă închin într-o biserică de un fel, cu cel care la aceeași oră iese dintr-o altă biserică, de altă cultură, de alt stil de închinare? 500 de metri mai jos de noi. cu toată smerenia și blândețea, cum de lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Cum? În dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Ar trebui să arate cu totul altfel orașele noastre dacă bisericile n-ar concura ce ar pricepe că se închină aceluiași Dumnezeu. Da, avem lucruri secundare care nu ne fac să fim toată ziua unii împreună cu alții, dar avem lucruri extrem de importante care ne leagă, și ne fac moștenitori ai aceluiași Dumnezeu. Însă biserica este și sfântă. Hai să mergem mai departe. Și sfințirea bisericii sau sfințenia bisericii din nou este pusă în antiteză cu ceea ce văd când mă uit în secolul 21 la biserica sau la anumite biserici de anumită factură. Și Scriptura vorbește despre sfințirea oamenilor și despre sfințirea trupului constituit de oamenii ăștia. 2 Timotei 1 cu 9, 2 Timotei 2 cu 21, Colosen 3 cu 12 vorbesc despre aleși al lui Dumnezeu, sfințiți și prea iubiți, sau despre o preoție sfântă, despre un neam sfânt. Și avem texte și texte care vorbesc despre sfințirea bisericii. Și totuși avem și texte care vorbesc despre faptul că în biserică sunt anumiți oameni care nu sunt sfințiți sau nu se comportă ca atare. Este principiul acela um, Simul Iustus e pecator, adică în același timp și drept, dar și păcătos. În același timp ești declarat a fiind drept, dar în același timp te lupți cu viața cotidiană și toate ispitele care sunt purtate. Hai să vedem ce spune Scriptura. Uitați-vă ce spune Pavel în 1 Corinteni 1. Pavel, chemat să fie apostolul lui Hristos, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Deci Pavel scrie celor care s-au fost sfințiți de Hristos Iisus. Și în același timp Pavel merge mai departe și începe și spune următoarele lucruri în capitolul 6 cu 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Cui scrie Pavel? Bisericii, nu? Bisericii care au fost sfințiți. Nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici culvarii, nici înclinătorii la idoli, nici prea preacurvarii, nici malahi, nici sodomiții. Nu e deloc politică de corect. Nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții. Nu vor moșteni împărțile lui Dumnezeu. Și zice, și așa erați și unii din voi. Vă în biserică acum, dar așa ați fost și voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți și ați fost ocuți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Cuvintele cheie. Ați fost pălați. adică curățirea de păcate, ați fost sfințiți, adică ați fost puși deoparte din uzul obișnuit și pregătiți pentru cu tot o cu totul altă lucrare și ați fost socotiți neprihăniți, adică ați fost declarați din punct de vedere legal nevinovați față de Dumnezeu. Și câteva lucruri în comun ale acestor trei lucruri, și anume, toate trei au loc la timpul trecut. Deja a avut loc lucrul acesta. Într-al doilea rând, toate au avut loc în viața credincioșilor cărora Pavel le scrie. Într-al treilea rând, la diarteza pasivă, li s-au făcut aceste lucruri lor credincioșilor. Ei nu pot să facă nimic cu privire la asta. Ai fost pălat, ai fost sfințit, ești cotit de împrihănit. Și într-al patrulea rând, sunt luate împreună. Nu poți să faci doar una din aceste activități. Nu poți să treci doar printr-una și fără celelalte două. Toate trebuie să la pachet. Și asta înseamnă că biserica este sfântă. Și asta înseamnă că biserica este sfântă. Noi nu facem biserica să fie sfântă. Ea este deja sfințită de Dumnezeu. Și slavă Domnului că nu noi o facem să fie sfântă. Că ar fi vai a biserică. Care sunt implicațiile? Cu ce plec de aici? Dacă biserica este sfântă și mă duc acasă și mă uit în oglinda Scripturii și îmi dau seama că eu nu mă prea cu sfințirea aia. Cum trăiesc eu, cel care spun că sunt mântuit, membru într-o biserică? S-ar putea ca întrebarea asta să-ți dea fiori. De ce? Pentru că uitați ce spune Scriptura 2 Corinteni 7 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Să ne ducem sfințirea până la capăt. Deci ai fost sfințit, dar trebuie să continui să-ți duci sfințirea asta până la capăt. Lupta ta de credincios nu se sfârșește în momentul în care ai devenit membru într-o biserică. Abia atunci începe. Așadar, dacă te lupți cu anumite păcate din istoria ta și încă le duci după tine, luptă-te și du-ți la capăt sfințirea. Pentru că tu ești membru într-o biserică care este deja sfântă. Hai să mergem mai departe și să vedem ce înseamnă sobornicească. Pentru că distracția abia aici începe. Ce înseamnă sobornicească? Eu cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Și nevoie să facem un pas mai în spate, să trecem puțin prin istorie. Gândiți-vă că avem crezul acesta scris în secolul IV în limba greacă. Apoi, Câteva secole mai târziu, are loc despărțirea celor două biserici răsăritene și um, apusene. Biserica răsăritene, rămânând cu limba greacă, urmând ca dincolo să se mute pe limba latină. Și avem crezul acesta tradus în limba latină. Și apoi mergem câteva secole și mai târziu și avem Biserica Ortodoxă, căreia nu-i place nici traducerea greacă, nici traducerea latină și trebuie să folosească o traducere a popoarelor, și anume traducerea română. Așadar, avem. Traducerea grecească. Și dacă vedeți acolo, 1, 2, 3, al patrulea cuvânt, al patrulea cuvânt este catolicen. Așa se pronunță cuvântul acela grecesc care a fost folosit de sfinții părinți. Da, Eu cred într-una sfântă, catolicen și apostolească biserică. Bun, dacă se acolo cuvântul catolicen, cum îl traduc? Și atunci, dacă ești într-o țară din partea de est a Europei, ai o problemă, fiindcă n-ai spune catolică. Fiindcă începi să te încurci un pic. Vine traducerea latinească, care spune et unam sanctum catolicam, et apostolicam eclesia. Observați din nou aceeași ureche, catolică. Și atunci, de ce-i sobornicească? Pentru că Cuvântul catolicen înseamnă întreg sau universal. Dar nu puteam noi, în partea estică a Europei, să spunem că noi credem într-o biserică catolică, fiindcă am fi spus că credem în biserica apuseană. Și atunci, în loc să folosim cuvântul Catolic, am pus cuvântul sobornicească. Și conform Bisericii Ortodoxe Române, Biserica sobornicească înseamnă unirea tuturor cu totul, fiecare membru și toți la un loc, stau în unire cu Biserica întreagă și aceasta cu fiecare membru. Hai să facem și mai simplu. Catolicii preferă să folosească cuvântul catolică. Da? Eu cred într-una sfântă, catolică și apostolică. Ortodoxii vin și spun, eu cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească. Noi, baptiști, avem de ales și putem să folosim cuvântul universală. Cam asta ar trebui să spunem, ca să înțelegem. Eu cred într-o biserică universală, adică întreagă, invizibilă și vizibilă, din totdeauna și de peste tot. Asta e biserica pe care eu o cred. Însă nu așa de important cum am ajuns la cuvântul acesta, că e universală, că e catolică, că e sobornicească, ci de unde vine principiul. Asta vrem să ne lămurească Scriptura și o face. Galaten 3 cu 26. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos. Observați, toți sunteți fii al lui Dumnezeu. Toți cei care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți, atenție, una în Hristos Isus. Observați și unitatea, dar și universalitatea bisericii. Și mergem și înapoi, și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință, ca să înțeleagă și evreul despre ce e vorba. Care sunt implicațiile? Cu ce mă ajută pe mine faptul că biserica este universală? Astăzi în secolul 21, în Cluj pe frunzișul lui Hai să vedem ce ne spune faptul că biserica este universală. Și am găsit un autor care folosește trei elemente cheie ca și implicații. Și în primul rând, prima implicație este contra provincialismului. Și anume, dacă biserica este prezentă în toate culturile și în toate perioadele istoriei, ea nu poate fi limitată sau înmânată unei singure țări, unei singure culturi sau chiar unui singur individ. Că poartă sau nu poartă el cravată, e partea a doua. Nu putem să facem din biserică jucăria noastră. Nu este a noastră a baptiștilor din România, nu este a lor, a ortodoxilor din Rusia, ci biserica este universală, prezentă pe tot mapa mondul, în toată istoria. În al doilea rând, contra sectarianismului. Ce vrea să spun asta? Universitatea bisericii trebuie să arate cât de multe lucruri ne unesc pe cei din biserici atât de diferite, iar accentul să fie pe ce ne unește, nu atât de mult pe ce ne face diferiți. Și ne-am să vedem ce ne unește. Scriptura ne arată care este filonul care ne ține împreună. Ne arată care este filtrul prin care trebuie să trecem credința noastră, care sunt limitele unității creștine. Și, într al treilea rând, contrapartizanismului. Nu suntem partizani. Nu atât de mult politic, cât Universitatea de Bisericii demonstrează cât de păcătoasă poate fi segregarea pe bază de statut social, economic sau chiar rasă. Și ni se aplică și, și nouă în cluj în secolul 21. Hai să mergem la al patrulea cuvânt, pentru că am alergat prin primele trei și ne oprim la al patrulea, așa nume, biserica este și apostolicească sau apostolică. Ce înseamnă că suntem o biserică apostolică? Și dacă scanați un pic spectrul bisericilor evanghelice, sau așa zis evanghelice din țară și din America, veți vedea că fiecare biserică crede altceva când zice apostolică. Romano catolicii spun că a fi apostolic înseamnă că ai o tradiție extra-biblică care merge până la apostoli, iar exact această tradiție îi oferă autoritatea necesară ca și scripturii. De asemenea, înseamnă că papa a moștenit autoritatea papală direct de la Petru. Și asta o face biserica catolică să fie biserică apostolică. Apoi ne uităm un pic peste gard la noi aici în Cluj și vedem că -ă, carismaticii înțeleg prin a fi apostolic că Autenticitatea slujirii unui lider este faptul că este apostol prin prezența darurilor miraculoase specifice doar apostolilor. Să fie asta e suficient? Apostolic înseamnă pentru alții a fi non-denațional, nu ești parte dintr-un niciun cult. Tu ești cât mai aproape de biserica primară, ne întâlnim în case și facem doar ceea ce se întâmplă în Scriptură. Despărțindu-ne total de instituții. De unde vine ideea de biserică apostolească sau apostolică? Efeseni 2 cu 19. Scriptura ne răspunde la întrebarea asta. Hai să vedem ce spune Efesen 2 cu 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor Practic, asta e cuvântul cheie pe care îl căutăm. Suntem zidiți pe temelii apostolilor, a prorocilor și piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Ce înseamnă să fim biserică apostolică sau apostolească? Să fim zidiți pe temelii apostolilor. Și observați ce metafore sunt folosite. Cetățenii unei împărății, oameni din casa lui Dumnezeu, și un templu sfânt. Toate trei având aceeași temelie, și anume temelia apostolilor. Și atunci ce înseamnă să ai ca temelie pe apostoli? Ca să spun la întrebarea asta, trebuie să vedem ce înseamnă apostol. A fi apostol Isus Iisus Hristos înseamnă să fii chemat de Iisus Hristos, să fi fost împreună cu Iisus Hristos, uitați-vă dacă vreți în fapte 4 cu 13, și să fi fost trimis de Isus Hristos. Cine se califică la aceste standarde? Nu putem să ieșim din spectrul Noului Testament. Așadar, noi ne bazăm pe ceea ce apostolii care au fost prezenți cu Isus Hristos, chemați, aleși și trimiși de Isus Hristos, au scris și au făcut. Așadar, trebuie să vedem care sunt caracteristicile distinctive ale apostolicității Bisericii. Fiindcă nu a spune că ești apostolică te face apostolică. Și trebuie să te uiți prin filtrul Scripturii. Și filtrul Scripturii ne oferă cinci lucruri. Și anume, ca să fii biserică apostolească, trebuie să te bazezi să te bazezi predicarea pe Iisus Hristos. Să fii centrat în jurul Iisus Hristos. Noi mărturisim ceea ce vedem în Scriptură conform vieții, morții și învierii lui Iisus Hristos. Apoi, învățătura trebuie să fie biblică. Noi ne, fond, noi ne bazăm predicările, predicile, pe ceea ce vedem în Scriptură. Nu în afara Scripturii. Apoi trebuie să avem o lucrare bazată pe Harul lui Iisus Hristos, nu pe lege. Într-al patrulea rând, oamenii trebuie să fie chemați prin evanghelizare la pocăință. Și asta încercăm să predicăm, pocăința. Și într-al cincilea rând, vrem să glorificăm pe Dumnezeu prin viziunea noastră. Nu glorificăm nume, nu glorificăm numere și nu glorificăm culte sau instituții, ci vrem să glorificăm pe Dumnezeu. Care sunt implicațiile atunci? Care sunt implicațiile a faptului că suntem o biserică apostolească? Sau apostolicească? Trei lucruri. Datorită unicității a ceea ce a fost un apostol, rolul de apostol nu poate fi reparat, nici schimbat. De aceea, ceea ce au văzut, auzit și primit apostolul Iisus este suficient pentru credința noastră și pentru ca biserica să fie pe o temelie tare care va rezista pentru totdeauna. Nu avem ce să îmbunătățim acolo. Avem deja totul scris în Scriptură. Într-al doilea rând, biserica trebuie să rămână bazată exclusiv pe ceea ce au primit apostolii ca singura și suficientă învățătură adevărată. Ea trebuie să fie dată mai departe și păzită. Atât. Și într-al treilea rând, atât autoritatea cât și misiunea apostolilor trebuie să fie oglindite de ceea ce biserica face și este în lume. Asta ne face o biserică apostolească. Și acum aș face un pas în spate și v-aș invita să ne gândim la ce înseamnă biserica pentru noi. O mână de oameni în secolul IV s-au strâns, au postit și s-au rugat, s-au uitat în scripturi ca să definească ce este biserica. Și au ales patru cuvinte. Te-aș invita să te gândești tu pentru tine ce înseamnă biserica. Fiindcă dacă înseamnă ceva, ar trebui să se vadă. Și sunt între noi oameni care și-ar da viața pentru biserică. La fel cum sunt între noi oameni care au fost surprinși să afle că astăzi este întâlnire la biserică. Și în spectrul ăsta larg, fiecare dintre noi ne aflăm și trebuie să răspundem ce înseamnă pentru noi biserica. Este biserica un club social în care mă întâlnesc cu oameni care au aceleași pasiuni, aceleași hobby-uri, și același grup de prieteni? Sau este biserica trupului Hristos? Plătit cu un preț extrem de mare. Iar apartenența mea acolo înseamnă că ne vom reîntâlni în cerul la un moment dat și până ne reîntâlnim, fac tot ce pot ca să ne întâlnim cât mai mulți. O biserică afirmă unitatea, sfântă distinctivitatea, catolică universalitatea și apostolică autenticitatea.